Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Din moment ce Halil are o boală de piele, anul acesta nu va putea pleca în vacanță. Halil Brahim Ceyhan a împărtășit cu îndrăzneală pe rețelele de socializare momentele în care a fost supus îngrijirii pielii la centrul de frumusețe la care a mers ieri. După această postare, schimbarea pielii lui Halil Brahim Ceyhan nu a scăpat de ochiul public. Ce e în neregulă cu Halil Brahim Ceyhan? Slăbirea extremă a lui Halil Brahim Ceyhan din cauza schimbării tonului pielii a atras imediat atenția. După aceasta, o companie de frumusețe a contactat Halil Brahim Ceyhan și i-a cerut să facă publicitate centrului lor. Pentru că nu este centrul în care merge întotdeauna Halil Brahim Ceyhan. Pe de altă parte, vezi pielea lui Halil Brahim Ceyhan în fotografia distribuită după îngrijirea pielii. Este la fel de strălucitoare ca pielea unui bebeluș. Deci, totul este despre îngrijirea pielii sau filtru. Din păcate, totul ține de filtru. Adevărul este diferit de ceea ce este arătat. Nu am înțeles de ce Halil Brahim Ceyhan a participat la o asemenea manipulare. Sincer, nu am aprobat. Este un actor de mare succes în cariera sa și sunt foarte încrezător în onestitatea lui. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!